că iată, după nici 20 de minute, sala este aproape plină, la o oră absolut imposibilă, când nu crezi că vine lumea să asiste. Este impresionant să vezi atâta lume la un simpozion pe o temă foarte cunoscută și iubită, altfel Petru Maier, nu? Zeci de reghinene au participat vineri la Simpozionul Național Personalități Marcante ale Vieții Culturale Reghinene. Acesta a debutat la Casa de Cultură a Tineretului cu prezentarea celei mai noi publicații ale îndrăgitului Radu Țuculescu. Este vorba despre volumul de 3 piese de teatru intitulat Bravul nostru Micșa. Se spune așa că o carte de teatru este pentru un autor așa ca o piatră. Eu sper să devină o piatră prețioasă la gât, așa. Și ele sunt deja traduse, de exemplu, în limba cehă. Eu am și dedicat cartea lui Ladislav Cetkovski, un traducător de-al meu care iubește literatura mea, a tradus și două romane. Încă nu s-au publicat, dar piesele s-a jucat una și sper că să se mai joace. În România nu, dar poate măcar la Praga. Cartea lui Țuculescu a fost primită cu drag de reghineni, cu atât mai mult cu cât autorul este deosebit de iubit și apreciat la reghin. Directoarea instituției gazdă a spus chiar că se gândește serios să pună în scenă una dintre piesele acestui volum împreună cu trupa de amatori a Casei de Cultură. Faptul nu-l poate decât încânta pe Radu Țuculescu. V-ar place să vă implicați în vreun fel, eu știu, regizor, poate chiar actor? Nu, deloc, pentru că știu eu de ce. Un regizor vine cu idei noi și poate să facă o piesă mult mai bună decât este, dar poate să o și strice, ceea ce este riscul autorului, depinde pe ce mână în cap. E bine să vină un ochi proaspăt, un ochi, cum să spun eu, care nu este obosit ca și cel al autorului, care știe exact ce și cum. Bravul nostru Micșa s-a bucurat deja de o lansare și la Teatrul Ariel din Târgu Mureș. Curioșii o vor putea găsi de acum și în biblioteci.